Bine dragilor și bine ați venit la o nouă citire, pe această dată vă invit la o citire generală, hai să vedem ce urmează pentru tine. O să te rog să iei de aici doar mesajele care ți se potrivesc. O să vreau să sară singură prima carte, să sărit mai multe. Bun, aici văd o persoană care se mișcă foarte rapid persoană care nu are foarte multă răbdare și care știe bine să se ascundă, știe foarte bine să se furișeze. Uh, poți avea legătură aici cu o persoană foarte puternică, o persoană care nu își afișează puterea în fața celorlalți. De asemenea, văd că ești o persoană cu o putere specială interioară, dar această putere nu o arăți celorlalți. Puterea constă în organizarea de care dai dovadă. Puterea stă în rapiditatea da, cu care tu miști lucrurile. De asemenea, văd că ești o persoană foarte influentă, o persoană care are foarte multă energie și care reușești să îi ajuți pe ceilalți. În orice domeniu te-ai băgat până acum, cu siguranță ai avut rezultate foarte, foarte pozitive. De asemenea, văd pe cineva care te poate ajuta, cineva care trăiește într-o altă lume față de cea în care tu te afli în acest moment și care te poate ghida, care te poate ajuta foarte mult. Văd că ești o persoană harnică, dar de asemenea văd aici pe cineva care mereu uh, își schimbă locul. Da? Poate ești tu sau poate e vorba de o altă persoană. Mai văd aici foarte puternică legătură cu zona autorităților, da? unii dintre voi. Veți de rezolva niște probleme și reușiți să știți. Reușiți doar că sunt două locații total diferite din care aveți nevoie de aprobare sau. Văd foarte multă bucurie, da? Și văd că, nu știu, poate ai de făcut o călătorie aici cu avionul, poate ai de făcut o călătorie într-un loc cu apă, pentru unii dintre voi. Nu știu, vrei să te distrezi, vrei să te simți bine. E foarte intens acest aspect. Chiar ideea de ocean, da? Sfatul este să fii puțin atent aici, ori la o vreme rea, ori să fii puțin atent aici la niște decizii care se pot lua. Să fii atent pe zona aceasta a actelor, iarăși. Dacă ai întrebat de o relație, aici văd foarte multă pasiune. Foarte multă pasiune din partea unei persoane. Dacă ești într-o relație, să știi că această persoană își dorește ceva foarte stabil cu tine. Vrea ceva pe un termen mai lung, doar că în momentan are de rezolvat niște probleme. Niște probleme care pentru el sau pentru ea sunt extrem de importante. O schimbare care apare aici care este pe un termen foarte lung și discutăm despre un drum pe care îl faci, despre o mutare da, care apare iarăși cei mai mulți dintre voi. Și um, ai parte aici de un noroc absolut fantastic. În sfârșit se clarifică o situație în care ești. Se clarifică ceva special pentru tine. La o vreme de seară. Văd o discuție foarte serioasă pe care o ai cu o persoană din viața ta. Este o persoană foarte elegantă, o persoană care stă foarte mult într-un loc, care se mișcă foarte greu și care reușește să se elibereze dintr-o situație. Atât tu cât și această persoană la nivel mental, voi vreți ceva stabil, da? vreți ceva ok, dar este cineva care este foarte înrădăcinat după bani, după moșteniri, după ceva anume și din acest punct de vedere, să știți că problema se rezolvă dacă tu te unești cu această persoană, fie că e vorba de dragoste, fie că e fie. Că e vorba de o problemă profesională. Deci, tu trebuie să te unești cu această persoană uh, pentru a rezolva, pentru că ai șanse să rezolvi. Da? Uh, pentru unii e vorba de un angajat sau e vorba de o persoană care este sub tine din multe puncte de vedere. Cineva care nu merită ceea ce are. clar, se vede aici că ceva se mișcă foarte greu pentru tine. Fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de locul de muncă, vin banii greu, se întâmplă lucrurile cu dificultate, cu întârziere. Și văd aici o persoană care are niște bani strânși, o persoană care știe foarte bine ce vrea și care pur și simplu vrea să iasă dintr-o situație toxică. Vrea să iasă dintr-o dintr, -o, dintr -o problemă, văd că aveți foarte mulți prieteni în jur, care vă pot ajuta, care vă pot ghida foarte frumos și uh, văd totuși că. Printr-un detaliu da pe care tu îl afli sau pe care îl conștientizezi aici reușești să rezolvi o problemă. Dacă ai o poziție de conducere sau dacă lucrezi pe cont propriu sau dacă ești o persoană care conduce în cercul de prieteni, mereu ești în evidență, și o persoană puternică, atunci să știi că acest, mă rog, acest statut se menține. Dacă ai legătură iarăși cu o persoană foarte puternică, aici să știi că această relație Revine da în viața ta sau se menține mai bine spus și văd că la un moment dat o să primești o veste. Da, care. Um, o să schimbe puțin lucrurile. Da? Dacă ești într-o relație, o să fie un moment aici puțin tensionat. Nu știu dacă pentru tine sau pentru cealaltă persoană, dar cert este că prin seriozitatea de care tu dai dovadă, prin seriozitatea de care cealaltă persoană dă dovadă, aici reușiți să închegați lucrurile, reușiți să mergeți mai departe. Trebuie să vă uniți forțele. Foarte clar se vede acest aspect. Dacă tu te afli într-o poziție, așa cum am spus, de conducere, să știi că aceasta se menține foarte mult timp. Se menține foarte mult timp. Văd că te extinzi și spre alte domenii de activitate. Da? Uh, pentru cei singuri, așa cum spuneam, văd că sunteți într-o perioadă în care vreți să vă distrați, vreți să vă simțiți bine și atunci sunteți orientați uh, spre a privi lucrurile uh, fix așa cum sunt, spre a fi autentici, spre a fi sinceri. Cel puțin cărțile vă spun că e bine să apelați la autenticitate, la sinceritate, atât față de voi cât și față de ceilalți. Foarte interesant. Vreau să văd și o carte oracol pentru tine. Care este sfatul Faptul pentru tine este să vorbești mai puțin și să simți lucrurile mai mult. Să simți lucrurile mai profund. Să-ți lași sensibilitatea să te ajute pentru că ai foarte multă susținere din acest punct de vedere. Și de asemenea, ți se spune foarte clar să te relaxezi și să îți găsești echilibrul. Legătura aici cu Zodia Pești, RAC și Zodia Balanță. Foarte puternic acest lucru. Deci tu aici trebuie să-ți găsești echilibru, e clar. Hai să vedem și zodiile implicate. Și avem zodia leu, berbec, săgetător, rac, scorpion, pești, gemeni, balanță, vărsător. Și avem foarte puternic și zodii de pământ, taur, capricorn, fecioară. Și mai am un mesaj să vă transmit, anume că destinul vostru, misiunea voastră aici este să fiți între două lumi sau să încercați să înțelegeți și pe cei care greșesc și pe cei care vă bucură. Să încercați să nu judecați, pentru că dacă faceți acest lucru, pur și simplu eu văd aici cum vi se deschid drumurile și pe dragoste și pe bani și pe tot ce vreți voi. Deci aici trebuie să învățați să nu judecați. Da, să simțiți lucrurile, să treceți totul prin filtrul inimii. Este foarte important acest aspect. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like. Și de asemenea vă invit cu drag la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă am pupat!